Poftiți, vă. Fântâna? Cu fântâna. Iguală. Bine. Știți că am vrut să reabilităm fântâna arteziană anul trecut. Făcusem un proiect foarte interesant, foarte laborios și, după părerea mea, foarte bun. În schimb, nu am obținut aviz din partea Ministerului Culturii. Ei nu și-au dorit o lucrare foarte importantă și să rămână pentru mai mulți ani în timp în municipiul Buzău. Au zis că e mult prea complicată această chestiune și nu-și vor da avizul, vor doar un simplu joc de apă, un simplu joc de lumini și ceva foarte modern. Eu nu cred că ceva foarte modern va fi în concordanță nici cu piața Daciei, nici cu centrul istoric pe care l-am reabilitat în momentul de față, dar ne-am conformat avizului, am elaborat un alt studiu de fezabilitate și în momentul de față am aprobat noi indicatori. Sincer, eu nu o să fiu foarte mulțumit de această lucrare. După părerea mea, municipiul Buzău trebuiau efectuate lucrări care să rămână cel puțin 50 de ani de acum înainte, cel puțin 50 de ani, așa cum și rețelele edilitare și străzile pe care le-am făcut vor ține 50 de ani, dar asta este viziunea Ministerului Culturii. Cum va arăta fântâna? Sau... Nu, va fi o chestie destul de simplă, încă o dată v-am spus, jocuri de lumini, jocuri de apă și reabilitarea efectivă, respectiv ceramică, gresie și așa mai departe. Sincer, eu nu sunt mulțumit de acest. Suma este mare? Mică? Nu, suma este foarte mică. Gândiți-vă că o sumă de, cred că în jur de 100 de mii, sub 100 de mii de euro este ceva ce... Dar asta s-a dorit. Dacă vă aduceți aminte, știți că au fost câteva dispute anul trecut vis-a-vis de studiul de fezabilitate și indicatorii de anul trecut erau aproximativ 10 miliarde de lei, dar eu cred că era un lucru foarte bine făcut. Încă o dată v-am spus, nu putem să facem un astfel de lucru fără avizul Ministerului Culturii și asta s-a dorit. Când se termină? După părerea mea, în momentul de față inițiem licitația, va dura probabil vreo 90 de zile, va fi făcută până la sfârșitul anului, pentru că lucrările nu sunt de complexitate foarte mare. Alt. Ce se întâmplă cu turnul din Palatul Comunal? Am văzut că este gata pentru a fi deschis publicului. Pentru că te-am lăsat pe tine, Andrei, trebuie să spun ce se întâmplă. Într-adevăr, am reabilitat turnul și el este amenajat pentru vizită. Avem o singură problemă. Și v-am spus-o de la început, ne e frică să nu se întâmple accidente. Și pentru asta vrem să luăm mai multe avize din partea mai multor instituții, pentru că scara este foarte periculoasă în cazul în care se deplasează părinți cu copii mici, pot intra printre balustrade și așa mai departe și tocmai din cauza asta încă nu am dat drumul vizită. Dar cum ea este rămâne, realizată. Cum rămâne cu promisiunea transportului gratuit? Încă o dată... Să vă spun, rectificarea bugetară de acum a fost făcută numai pe partea veniturilor locale. După cum ați văzut, s-au făcut anumite modificări foarte mici. Rectificarea bugetară efectivă va avea loc la sfârșitul lunii august în funcție de rectificarea bugetară care a avut loc la nivel guvernamental în cursul zilei de marți. Rămâne în continuare ca prioritate și vom vedea dacă fondurile Bănești asigură să putem realiza această gratuitate pentru toți cetățenii municipiului Buzău de la nivelul datei de 1 septembrie. Nu pot să vă dau un detaliu acum. Rămâne pentru luna august să discutăm acest. Alte întrebări. Cum am nevoie de bani? Mă bucur. Încă o dată vă spun, mai ales că am și problema cu Doria Buzău. Municipalitatea finanțează structurile sportive în limita fondurilor pe care le-am aprobat. Nu sunt salariații noștri Gloria Buzău sau așa mai departe. În limita fondurilor, după părerea mea, fondurile pe care le-am aprobat sunt destul de bune și dacă vor găsi și alte surse de finanțare, este foarte bine.